Punctul de trecere cu Ciurgan a devenit celebru în toată Europa. Zilnic, pe aici, peste 2000 de unități de transport și circa 10.000 de persoane traversează frontiera. În perioada de vară, aceste cifre aproape că se dublează, mai ales că acesta este itinerarul cel mai scurt din Chișinău spre litoralul Mării Negre din regiunea Odessa. Activitatea misiunii Uniunii Europene de asistență la frontiera moldo-ucrainiană a început în 2005. În acest răstimp, mandatul misiunii a fost prelungit de 2 ori. Potrivit specialiștilor europeni, sarcina lor este să introducă metodele europene de lucru în securizarea frontierei de stat. Integrated border management. Managementul integrat la frontieră înseamnă să supraveghezi granița acolo unde acest lucru este necesar, deoarece în această parte a lumii această practică nu a fost niciodată aplicată. Iar astăzi, dacă ne dorim cu adevărat să trecem la standardele europene, nu este nevoie să păzim frontiera 24 din 24 de ore. Oficiul de legătură din Cuciurgan se află pe punctul de trecere de cale ferată. Zona monitorizată de misiune pe acest sector depășește 200 de kilometri de frontieră moldo-ucrainiană, 74 din care fac parte din regiunea transnistreană. Controlul se face pe calea ferată în zona verde de la frontiera cu Transnistria. Ne-am oferit partenerilor noștri posibilitatea de a învăța managementul la frontieră și stabilirea VIN-codurilor la automobile. Cu serviciul VAMAL al Ucrainei am organizat traininguri pentru contracararea fraudelor vamale, în special a celor legate de subaprecierea mărfurilor și reducerea costului. În calitate de serviciu de grenice, noi trecem de la metoda de supraveghere permanentă a graniței la gestionarea frontierei. Aceasta înseamnă că putem fi mai mobili, mai flexibili pentru a păzi mai bine granița în sectoarele unde este nevoie. Pe parcursul a 5 ani, peste 3.000 de reprezentanți ai serviciilor vamale și de grăniceri ale celor două state au fost instruiți la seminariile organizate de misiunea EUBAM. În cadrul acestor traininguri a fost studiată experiența europeană în gestionarea frontierei, inclusiv lupta cu crima organizată, depistarea documentelor false și lupta cu corupția. Experții misiunii au desfășurat mai multe traininguri pentru colaboratorii serviciilor noastre, atât de grăniceri cât și vamali. Ni s-au oferit consultațiile necesare, în special cele legate de înregistrarea transportului auto în țările UE, deoarece poziționarea geografică a acestui punct de trecere face ca pe aici să treacă frecvent mașini cu numere de înmatriculare din diferite țări europene. Lungimea frontierei de stat moldo-ucrainiană este de peste 1000 de kilometri, din care mai bine de 900 de kilometri este așa zisa frontieră verde, iar circa 300 frontiera albastră pe râul Nistru. Aici activează 67 de puncte de trecere, inclusiv internaționale, interstatale și locale. Misiunea Uniunii Europene deține 6 oficii de legătură, câte 3 de fiecare parte a frontierei, în care activează specialiști din 19 țări ale Uniunii Europene. Evgenii Mankovski, Vlad Coroban, pentru Cotidian.